Și se acordă premiul pentru cel mai bun compozitor de șlagăre domnului Florin Ionaș. E, aici la Florin Ionaș, uite-l, a venit. El este omul care a creat frumoasele și minunatele cântece de care ne-am bucurat cu toții. Mândre floare trandafir, de-ar ști cu cum să vorbească. Mai zim că mi-a scăpat. Cu ce s-a ales în viață? Când eram copil la tata. Așa, când eram copil la tata, toate sunt create și ieșite din talentul dumnealui. Să-l aplaudăm pe generalul Florin Ionaș, care în seara aceasta are și o surpriză pentru noi. În dimineața asta va veni cu fetița lui, care își va lansa oarecum, își va face lansarea la sala Palatului în București, în fața dumneavoastră. Avem și un debut, da? 4616 oameni sunt acum, eu i-am numărat. Deci urmează Claudia Ionaș. Vă dați seama, am nimerit. Dime, exact. Claudia, ești aici? Tatăl, în aplauzele dumneavoastră, Claudia Ionaș. Ești pregătită? Un debut în această gală minunată. Emoții? Un pic. Dacă suntem noi lângă tine și tate alături, o să fie foarte, foarte bine. Din acest moment... Maestre, muzica! Aici tata o cântat, mă, aici am-i moșenirea.
moștenirea-i cu voce cât cu drag. Mulțumim! Mulțumim frumos! Dorim din suflet succes! Atâta vreme cât ai pătate acolo, cred că nu o să fie niciun fel de problemă.